Am oprit la fântânică, dar este spartă găleata. Dar nu știu dacă oare o fi spartă intenționat sau ce o fi oare. Am ajuns la moșie și ca o bătrânică ce sunt, mă bucur întâi de toate de florile astea. Deci prunul ăsta este plin, nu știu dacă se vede, dar așa este plin, plin de rod. Sper să facă și el, când fiecare an am făcut câteva prune. Dacă mai știți, când am pus plante aromatice, deja a crescut mărarul, am și pe aici mărar și o roșie care a crescut întâmplător. Aici este cimbrișor. Cred că deja poate fi folosit cimbrișorul. Am pus niște semințe de dovlecei, le aveam prin buzunar și zic, hai să le pun, să vedem dacă cresc. Și au crescut toate, acum nu știu pe unde să le mai mut. Salata este foarte mare, trebuie să fac ceva cu ea. Salată, să fac, nu știu, ciorbă, să scap de ea, că aici în solar ocupă foarte mult loc. Solarul deja este plin cu roșii. Am primit ieri un colet foarte mare, n-am înțeles ce mi-aduce curierul de la Leroy Merlin. Spanacul este gata de cules. O să am un meniu verde săptămâna aceasta cu o grămadă de salată, cu rucola mai am, cu spanac. Sunt prea mari și am apucat să-i văd și eu. Mișcă, deja sunt mari. Iepuroaica asta m-a atacat data trecută, mi-e și frică de ea. Dar de pui nu mi-e frică. Veniți încoace! Să vă iau și eu de urechi puțin. Vină încoace. Au! Frumosule! Au, nu mă zgâria! Să vedem care e treaba la mamaie. La mama soacră, la pui. Ia uite! Trebuie să mai iasă unul acolo, ia uite-l. Da. Drăguții! Și sunt proaspeți, nici nu au ieșit, nici nu s-au uscat. Da, mă, și stau cu fie. Uite pe ăștia. Ce cald e aici la ei! Uite, aolo, e și gârlejat! Ia, unde e gârlejat? Uite la sus! El? El e! Ia uite! Că e viitorul, gușă plină, gata, și așa aveam nevoie de nou vedetă în da. Curte. Al meu e ăsta, gata. Ia la Iembi, ia la l-am luat. Ia uite da. Ce nu mai pot după iepuri ăștia, am venit să-l iau pe unul să-l pup. Hai, care vine la mine? M-a zgâriat un iepure de la mic. Da așa, tăbără pe mine, nu să... Era rău, cred că l-a învățat maică-sa să fie rău. Dar nu mă interesează. Vai ce drăguț, Doamne! Hai, spune noapte bună! Găinile au intrat la culcare. Hai stați acolo că nu vă deranjez. Am aici o cloșcă pe care o pun mâine pe ouă. Hai, noapte bună, te vedem mâine dimineață. Să visați frumos! Corcodușe, am văzut o gemene, unde sunt? Ia uite-le aici. Uite aici, calciul. Aici! Avem un grâu aici, a? Da. Suntem pe Zlenstâneanca, să zice zona asta. Suntem pe Zlenstâneanca.